Campania Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți continuă. În decursul acestei dimineți, polițiștii mehedințeni au mers din nou în gara din Drobeta Turnu-Severin și s-au adresat în special adolescenților și tinerilor, astfel încât aceștia să înțeleagă mai bine care sunt riscurile la care se expun atunci când încearcă să realizeze o fotografie pe tren sau când nu respectă regulile de conduită în incinta stațiilor de cale ferată, triajelor și zonelor adiacente. Selfie-ul pe tren ia like-uri, ia vieți. Scopul acestei campanii este de conștientizare a riscurilor la care de multe ori ne expunem pentru obținerea unei fotografii autoportret, pericolul de electrocutare fiind foarte mare. Dorim să vă informăm de riscul de electrocutare și de riscul producerii fenomenului arcului electric și rugămintea noastră este să transmiteți mai departe mesajul și tinerilor pentru a putea fi cu toți în siguranță. Ca o noutate, în cadrul acestei campanii avem aici un cod QR, în cazul în care aveți un telefon puteți să-l accesați și vă duce la un material video unde puteți observa un material simbolic cu trei emoticoane și riscul de electrocutare. Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți. Despre asta au vorbit astăzi polițiștii mehedințeni cu oamenii din gara din Drobeta Turnu Severin. Tot mai mulți tineri își riscă viața încercând să impresioneze pe rețelele de socializare. Polițiștii compartimentului de analiză și prevenirea criminalității, biroului de siguranță școlară și poliția transporturilor au desfășurat astăzi o activitate preventivă în gara din municipiul Drobeta Turnu Severin în cadrul campaniei naționale Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți. Scopul campaniei este de conștientizare a riscurilor la care se expun atunci când încearcă să urce pe vagoanele care se află staționate în gară sau pe cele dezafectate. Riscurile unor poze pentru rețelele de socializare sunt mari. Dacă un tânăr încearcă să urce în trenurile sau vagoanele staționate în gări sau pe cele dezafectate, riscul de electrocutare este foarte mare. Foarte bună, că tineretul mai mult fac selfie, nu noi ai în vârstă. Nu dați seama. Trebuia mai de mult, nu după ce au murit atâția copii. Nu-i bine. Nu-i bine, e rău. Că ajung și stau de cap. Și n-are cine să mai scapă. O, dacă moare, ce mai face? Părinții rămân și supărat, năcăzit. N-ar trebui să fac așa. Să se suie, să facă selfie, să facă dintre ăștia. Că și eu am telefon bun aici. Ce? Să mă duc să-mi pui viața în risc pentru fotografii? Ce? Dacă mi-e să fac fotografii acasă, ce, nu-i bine să faci pe stradă și la aici sus. Polițiștii au explicat tinerilor pericolul generat de fenomenul arcului electric pentru a fi precauți și a transmite aceste informații și prietenilor.